Flaviță fie domnul. Dumnezeu ne-a mai dăruit încă o zi, slăviță fie în numele lui. Textul care a fost citit în această seară ne vorbește despre o problemă care poate apărea adeseori în societate, în familie și în biserică. Și anume diversitatea. Și Pavel. Vine să trateze problema aceasta luând această metaforă a trupului, această imagine a trupului. Pentru că Dumnezeu, de la început, când a creat lumea, când a creat toate lucrurile, a urmărit un lucru, a urmărit diversitatea, a urmărit armonia. Pentru că lumea ar avea o problemă mare, foarte mare. Dacă ar exista monotonia, ce înseamnă monoton? Un singur ton. Dacă ne-am îmbrăcat seara asta toți la fel, indiferent ce culoare ar fi. Totul ar fi mai monoton. Dacă totul ar fi o singură culoare, gândiți-vă aici în această încăpere, totul o singură culoare. Lumea o singură culoare, monoton. Să Dumnezeu a tot Știința Lui a creat mii și mii de culori și a făcut ca totul să fie diferit și a făcut atâtea forme, atâtea culori, atâtea nuanțe, numai că există o problemă că diversitatea asta poate să nască, să dea naștere unor probleme și de aceea Dumnezeu în suveranitatea Lui a rânduit și în trup și în biserică, diversitatea să fie totdeauna o soluție și să nu fie niciodată o problemă. În biserică, noi putem avea aceeași problemă, adică putem gândi diferit, putem fi diferiți și totuși asta să nu fie o problemă. Faptul că altul are o altă părere decât o am eu. Faptul că altul gândește altfel decât gândesc eu, faptul că altul face altfel decât fac eu nu este o problemă atâta timp cât se respectă niște principii. De aceea, în această seară, doar pe scurt aș vrea să subliniez trei gânduri legate de diversitate. Diversitatea nu este o problemă dacă este naturală. Adică, adică aici apostolul Pavel spunea că Dumnezeu a pus mădularele în trup, după cum a voit El. Dacă diversitatea aceasta este naturală, adică așa cum te-a creat Dumnezeu, ești tu însuți, nu este o problemă. Acesta ești, acesta sunt și diversitatea asta nu ar trebui să fie o problemă. Ai un caracter, ai un temperament, te exprimi într-un fel, te porți într-un fel și câtă vreme ești natural, ești tu însuți, diversitatea asta nu ar trebui să creeze probleme câtă vreme diversitatea este naturală. Al doilea rând, diversitatea nu este o problemă dacă există relație, există părtășie, există legătură. Mădularele să îngrijească unele de altă. Spunea aici să nu fie nicio dezbinare în trup. Există o mare problemă în diversitate. Dacă mie îmi place ceva, și fratelui meu nu-i place, atunci eu îi întorc spatele și eu nu vreau să mai am de-a face cu el. Și diversitatea aceea devine o problemă. Pentru că ea pune garduri, pune bariere și poate aduce ură, poate aduce dispreț, poate aduce judecată și a rupe legăturile, întrerupe părtășia. Diversitatea n-ar trebui să fie o problemă dacă există relație. Dar în al treilea rând, diversitatea nu e o problemă dacă ea este doar la, să o numim așa, la nivel morfologic. Morfologic, adică legat de formă. Urechile n-au aceeași formă ca și ochiul. Mâinile n-au aceeași formă ca și picioarele. Forme diferite, funcții diferite, însă, cea mai mică parte din organismul meu, orice celulă care o iau din organismul meu, chiar dacă e diferită de celelalte, are ceva ce oamenii de știință numesc ADN-ul sau DNA-ul. Acea structură moleculară care este identică. Cromozomii aceia care sunt perfect identici în fiecare celulă a organismului meu și care nu va fi Identică cu a voastră. Cu asta se identifică fiecare om. Chiar dacă mâna are o structură diferită, o morfologie diferită, o funcție diferită, chiar dacă degetele sunt diferite, însă toate celulele au aceeași structură moleculară. La fel când vorbim despre biserică, atunci când vorbim despre unitate în diversitate, da, suntem diferiți. Dar asta nu înseamnă că unul crede în Duhul Sfânt, altul nu crede în Duhul Sfânt. Unul crede în Buddha, altul crede în Mahomed. Și fiecare crede ce l duce capul. Nu există acel DNA care trebuie să fie același, aceeași credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Crezul trebuie să fie același, pentru că una din marile probleme cu care se va confrunta Biserica în viitorul apropiat este ecumenismul. Adică, de ce să fim noi diferiți? De ce Biserica Pentecostală trebuie să fie diferită de cea catolică sau de cea ortodoxă sau de cea baptistă sau de cea evanghelică sau de cea luterană sau diferiți de musulmani sau diferiți de ce vreți? De ce? N-am putea fiecare, e diferit, e divers, dar până la urmă e un singur Dumnezeu și imaginea aceea a unui munte, cam asta este imaginea preferată a ecumenicilor. Un munte, în vârful muntelui e Dumnezeu și apoi, urcând pe munte, pe o parte un urcă Pentecostalul, pe cealaltă Baptistul, ei nu sunt, sunt diferiți, fiecare pe partea lui, dar Ajung la vârful muntelui, la același Dumnezeu. Pe o parte Hindusul, pe o parte Musulmanul, pe o parte Catolicul, pe cealaltă Ortodoxul, toți diferiți, dar până la urmă, urcând spre munte, se apropie, se apropie, și acum noi suntem pe punctul când tot să se apropie aceeași credință, același Dumnezeu. Ceea ce trebuie să știm noi foarte clar că unitatea în trup înseamnă, da, dacă există aceeași credință, dacă există același adn dacă am putem numi așa, spiritual, dacă există aceeași credință în Dumnezeu, atunci da, ne putem uni, atunci spunem da, unitate în diversitate. Atunci putem accepta pe cel divers, chiar dacă e divers ca formă, chiar dacă e divers ca funcție, dar are ceea ce avem și noi pentru că de multe ori, de dragul diversității sau folosind diversitatea, spunem, oricum noi suntem diferiți unul de celălalt. Da, putem fi diferiți în multe lucruri, putem fi diferiți în gusturile noastre, ne pot place un gen de cântări sau altele, putem să fim diferiți în modul nostru de manifestare, în cântare, în rugăciune, dar în substanță trebuie să existe o unitate și o armonie de plină. Asta trebuie să înțelegem. În trup da, mădularele trupului sunt diferite, sunt total diferite. Unul de celălalt, fiecare mădular este total diferit. Dar este ceva care le leagă, ceva care le unește, au un scop comun, au obiective comune, au relații, au legătură și până la urmă substanța lor, fiecare celulă lor, au acea rețea care le leagă, ADN-ul acela, acea structură moleculară care este identică, perfect identică. Și asta trebuie să fie biserica. Pe de o parte trebuie să știm diversitatea nu este o problemă, nu este o problemă dacă este naturală, adică dacă este blăsată de Dumnezeu prin creație, ne-a creat Dumnezeu și suntem diferiți, avem gusturi diferite, avem multe lucruri diferite față de celălalt. Diversitatea nu e o problemă dacă există relație. Chiar dacă suntem diferiți, există relație, există părtășie, nu există dezbinare. Chiar dacă piciorul este diferit de mână, dacă piciorul se rănește, mâna se duce acolo și intervine imediat. Chiar dacă există diferență între ele, chiar dacă există diversitate, dar există legătură. Ceva le leagă. Și apoi diversitatea nu e o problemă, dacă e doar la nivel, ca să zicem așa, de formă, morfologic, dar în structură, în esență, în substanță, este aceeași, am spune noi, același duh, același trup, avem aceeași credință, avem același Dumnezeu, avem același Domn. Dumnezeu să ne binecuvinteze să căutăm totdeauna unitatea. Dar unitatea în credință, unitatea având aceeași scriptură, având același cel, având același duh în noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fim foarte atenți la aspectul acesta, nu cumva de dragul diversității, că suntem diferiți, nu cumva pe tema asta diversității. Să ne trezim că părăsim Biserica lui Dumnezeu, să ne trezim că părăsim Credința adevărată, să ne trezim că părăsim Crezul Scripturii, că părăsim Scriptura, doar cu tema asta a diversității, că oricum suntem diferiți. Da, suntem diferiți, vom rămâne diferiți pentru, pentru vremea cât trăim în viața aceasta, dar trebuie să fim foarte atenți ce poate fi divers și ce nu poate fi divers. La nivel de principii, la nivel de credință, la nivel de dogmă, dacă am putea spune, noi trebuie să credem același lucru. Cred în Dumnezeu, Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Trebuie să credem la fel. Dacă tu crezi altceva, noi nu mai putem avea aceeași credință. Suntem diferiți, dar diversitatea asta deja este o problemă. Credem în Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria. El a venit pe pământ, a murit, a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Credem în Duhul Sfânt că este Dumnezeu și că El astăzi lucrează printre oameni, că El botează, că El dă daruri oamenilor și că El este Cel care va învia pe cei morți, El este Cel care ne va răpi într-o zi la cer, este Cel care lucrează acum în noi și prin noi și este în biserică. Noi credem asta. Și noi credem că darurile Duhului Sfânt nu au încetat și nu încetează decât atunci când biserica va fi răpită. Asta credem. Apoi că sunt alții care cred altceva, e deja o problemă. Ca forme, ca forme de închinare, ca forme de manifestare, ca forme de exprimare, pot fi diferențe, poate fi diversitate. Dar, în substanță, în esență, biserica trebuie să aibă același crez, ceva comun, ceva care trebuie să fie comun tuturor, ceva care nu poate unul să creadă una și altul să creadă alta. Credem în învierea morților. Dacă altcineva crede altceva, deja diversitatea lui este o problemă. Credem că Domnul va veni în curând și că ne va pregăti și ne pregătește o împărăție, credem în rai și credem în iad. Dacă altcineva crede altceva, diversitatea aceea este o problemă. Sunt lucruri în care putem fi diversi și sunt lucruri asupra cărora nu putem gândi diferit. Nu poate exista diversitate. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să facă această unitate în diversitate între noi. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului, să mulțumim Domnului și în seara aceasta să cerem de la Dumnezeu lumină, înțelepciune, pricepere ca să putem în, în principiile noastre, în principiile de credință, să avem aceeași credință în Dumnezeu și vrem totodată să venim înaintea Domnului, să ne rugăm pentru cei care suferă, pentru cei bolnavi, continuăm să ne rugăm pentru ei, dischipor, Dumnezeu să se atingă de el. Dumnezeu să lucreze. Se spune aici, și cred că o putem face practic aceasta, dacă suferă un modular, tot trupul suferă. Și prin asta vezi dacă faci parte din trup, dacă suferi, dacă îți pare rău, dacă plângi, dacă faci altceva, dacă judeci, dacă critici, dacă te bucuri, înseamnă că nu faci parte din trup ai alt adn ai altă structură moleculară, nu faci parte. Dar dacă un modular suferă și tu suferi alături de el, înseamnă că ai același adn Ai aceeași esență în tine, ca și el. De aceea, în această seară, suntem aici să ne rugăm pentru cei bolnavi, să ne rugăm pentru cei care suferă, să fim alături de cei care plâng, să-i sprijinim în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute.